Din nou împreună pe 103,4 la RRM Student FM. Matinalul de weekend prin Mini Radio Show vă prezintă un Andreea Bocelli român care are doar 13 ani. Numele lui? Sergiu Botezat. Sergiu, se spune că un artist de succes are un program de lucru dur. Tu ce ne poți spune despre tine? Înainte de a repeta piesele care sunt în pregătire, îmi încălzesc vocea cântând piese mai ușoare cu înregistrările unui artist preferat. Apoi încep pregătirea propozisă, repetând piesele din repertoriul pentru concursuri, timp de cel puțin o oră zi. Pot spune că îmi place scena, publicul, îmi place să fiu apreciat, iar aplauzele sunt un dar binevenit. Tu ești și la școală și bănuiesc că programul e destul de încărcat. Cum reușești să ai note foarte mari și la școală și să cânti atât de bine la vârsta asta? Da, mereu îmi place să ajung unde mi-am dorit și să reușesc de fiecare dată. Pot spune că este multă muncă, dar atunci când îți place ceea ce faci, nu îl consider un efort. Eu consider că la această vârstă îți poți permite să dai sfatul celor care se află la început în muzică, indiferent de vârstă. Ce le recomanzi? Eu le-aș recomanda să continue ceea ce au început, chiar dacă obțin sau nu obțin premiile dorite, pentru că munca și perseverența vor aduce și răsplată. Pentru sfârșit am pregătit o altă piesă interpretată de Sergiu Botezatu. Cei care sunt familiarizați cu repertoriul lui Cornel Fugaru o vor recunoaște. Titlul acesteia, Dar fi dorul. Interpretarea este însă diferită. Nu vorbim de o copie. Sergiu, de ce ai inclus această piesă în repertoriul tău?
Pentru că este o piesă dinamică, rock and roll, am avut succes la Zilele Orașului cu această melodie și este o piesă de întindere vocală, ceea ce pentru mine înseamnă de fiecare dată o provocare. Ce îți propui pentru viitor? Pot spune că am un an greu în față, sunt în clasa 8, dar muzica mereu mă va urma oriunde m-aș duce, deci nu o voi da la o parte. Mulțumim frumos, Sergiu, te mai așteptăm la emisiunea noastră și îți dorim mult, mult succes. La revedere! Mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere! Să-l ascultăm pe Sergiu Botezatu, o viitoare mare vedetă a muzicii românești. Defidor, floare de crin, ca scăpa de alți ochii în sădorul. E o floare care crește și-n foc, da-da, în suflet înflorește, ofindu-se cu suflet cu tot. De-ar fi dor, floare de soc, poate că aș avea mai mult noroc în sădorul. E o floare care crește și-n foc, da-da, în suflet înflorește, ofindu-se cu suflet cu tot. Scapă de-n când inima-mi sapă, totdeauna mi port cu una chemată de flori și de dor. Defidor, floare de crin, poate că-aș scăpa de alți ochii în sădorul. E o floare care crește și-n foc, da-da, în suflet înflorește, ofilindu-se cu suflet cu tot. Și de dor, de-ar fi dor, floare de soc, poate că-aș avea mai mult noroc în zădarul. E o floare care crește și-n foc, în suflet înflorește, ofilindu-se cu suflet cu tot. În suflet înflorește, ofilindu-se cu suflet cu tot. Ați ascultat Mini Radio Show pe 103,4. Suntem RRM Student FM. Matinalul de weekend Mini Radio Show, emisiunea ce îți aduce în atenție viitoarele vedete ale muzicii românești. Astăzi a fost alături de noi Sergiu Botezatu din Petroșani. Este băiatul care la 13 ani este considerată cea mai bună voce masculină din țară la acest palier de vârstă. Sunt Irina Haideț și vă invit și în weekendul viitor la Mini Radio Show, unde veți face cunoștință cu o nouă viitoare stea. Mini Radio Show.